O dimineață superbă de iarnă. Welcome back, noob. Ce dracu? Iarnă pe dracu că în joc nu e pic de zăpadă. Am rămas complet dezamăgit. Opa, firead! Însă acțiunea se petrece mare pulivar în Mexic, așa că se iartă aceste detalii. Cum festivalul a început mai ceva ca tăierea proțapului, am zis că fac câteva challenge-uri de duminică, că poate câștigi și-o la loteria vaccinării o mașină de-asta blanau. Cum nimeni nu are, decât jumate din populație din joc. Unul dintre challenge-uri era Battle Royale, o abominație de mod. Știți în ce constă Battle Royale-ul? Toți se bat și se omor până când ultimul în picioare câștigă. Zi și făcut! Am ales acest challenge, dar ce urma avea să mă șocheze. Smactus? Mint. Am fost puțin confuz și m-au durut la pulă. După așteptări nenumărate și vise spulberate, am crezut că cedez psihic. Efectiv, nu mai începea lobby-ul. Am crezut că s-a buguit! Mai aveam puțin și mi-eșeam din pepenii, până când s-a întâmplat inevitabilul. Incoming, bă, da, ce-i mizerile astea, frate? Când colo m-am trezit cu broasca asta? Broscuța asta o să fie o durere în cur. Am simțit că se va întâmpla ceva. Exact. Nimic. Oai, mă. Deja? Nu cred că sunt în siguranță. Am luat-o la fugă. Asta era singurul lucru pe care îl puteam face. Sincer să fiu, nu m-am mai aflat într-o situație de căcat ca asta. Mă învârteam efectiv ca prostul și lăsam soarta să-și pună cuvântul. Da, deja câțiva s-au înfruntat. Nu-i bine. Singurii mei prieteni erau cactușii care s-au dovedit a fi și dușmani, dat faptul că am luat peste ei fără milă doar pentru a face puncte, pentru că de altceva nu eram în stare. Am observat pe parcurs cum ceilalți se strângeau de gât între ei. Level 10. Nu e bine. Deja s-a activat și am această mizerie de mașină. Așa că mi-am luat inima în dinți și nu am făcut nimic. Continuam să înrup bușile din dezmembrări pe drum și să dau dracu infrastructura pentru că nu dădeam de civilizație. Bă, nimic. Știi ce aia nimic? Mai când venea să vorbesc cu mine singur ca să mă consolez. Nu pot să dau și eu postă ceva bun? Când deodată am văzut raiul. Văd acolo ceva bun. Poate am o șansă, poate. Să sperăm. Raiul, mov, am vrut să mă îndrept spre el, am luat-o pe arătură. Simțeam cum viața mea avea sens. Nu mai conta natura și ecologia din jur. Dă-o dracu, cui pasă? Eu vreau mașina de level mare, că m-am săturat de cotoarba asta. Nu mai există! Și-a bătut soarta joc de viața mea. Se despaunase efectiv cutia, dar mai aveam o șansă, cealaltă. Inima îmi bătea din ce în ce mai tare, mai să apară vreun neinvitat pe teritoriul meu. Sunt salvat. Am ajuns în final și am reușit să achiziționare pe dracu că am luat-o din marginea nicăierului. Un pental de cola. Nu m-a întrebat să nu am auzit în viața mea de așa ceva. Dar abia acum pot spune că m-am pus pe al treilea picior pentru că simțeam că am și eu niște măgari sub capotă încât să fiu în stare să mă iau la harță cu babele de pe teren. Și normal că am stat să sar ca ultimul de scrieră pe mapă că doar la asta eram expert. Și da, nu dăteam de nimeni, ce surpriză, civilizație zero, nici măcar o muțcă. Când odată un semn mi s-a oferit, cineva m-a provocat la confruntarea Shaolin. Unde? Apele pe mine, nu vedeam pe nimeni în jur. Ce se întâmpla? Întrebarea asta mi-am pus-o. Am apăsat pe pedala de accelerație și am sperat la ce e mai bun. Sunt pe locul întâi. Nu, nu! Și ce a fost mai bun, de fapt, e cum am luat o bucată sănătoasă din casa lui mamaie, pusă în mijlocul câmpului. Adică serios, cine își face așa ceva? Nici măcar vecinul ai, ultimul trist de pe planetă. Ce să mai zicem că vine unul și îți bubuie casa cu o mașină de teren? Am fost panicat pentru un moment, dar mi-am dat două palme și mi-am revenit la realitate. Reușisem! Și chiar am reușit! Ce s-a întâmplat? Până când mi-a apărut mizeria asta în față și s-a terminat. Bă! Am fost la modul supărat rău, dar mi-am alinat durerea dându-mi un wheel spin. Mă cac în niște pantofi. Așteptând iar ca ultimul nehalit, s-a întâmplat asta. Nimic de reproșat. Începuse să cred că am luat legal. Când în final m-am săturat și m-am băgat la joc. Bineînțeles că s-a întâmplat același lucru, am început cu aceeași cutie de chibrituri. Din nou, nu se poate așa ceva. Speranțe 0, câștig 0, demoralizare 100. Aia se băteau în continuare. Se confruntau între ei cu puterile și forțele proprii pentru a dovedi cine este la puterea supremă. Bineînțeles că pe mine mă durea în cur. Wow, cât de mare locul ăsta. Și mă plimbam prin boscheți.
Poate, poate. Dar hei, important e să nu spese de ceilalți, ci de tine. Tu ești cel ce trebuie să fie fericit și să adune chestiile cu adevărat importante pe lângă tine. În cazul meu, pietre, pom și nămol. Nu văd nimic, nimic, nimic. Am zis să fac un test drive, că de ce nu? Să vedem ce trage și chiar trage mizeria asta. Dar nu îndeajuns să câștig bătălia. Am dat de un pământean. Se duce mai rapid decât mie. Nu cred că e o idee bună. Dar mi s-a ieșit ceva mult mai important în față. Odita mai namila de level 5. Asta zic. Yes. Yes. Asta zic. Și bineînțeles că nu am făcut nimic nou. Am urmat decesul meu în boscheț. Se simțea diferită. Urcasem pe scara socială cu acest lucru. Puteam să dobor mai bine natura. S-au întrecut nebunii. Am dat de alienul ăsta și când colo nu s-a întâmplat nimic pentru a 10.000 oară. A plecat la el acasă de parcă nu existam. Chiar începusem să gândesc că sunt o fantomă, invizibil, neimportant. Așa că am vrut să insist și să-l urmăresc. Omul nu era prost, se ducea după surprize, așa că l-am urmat. Nu trebuie Audi 4. Am crezut că mi-am făcut un nou partener, un nou prieten de joacă. Am zis să preiau mașini mai bune, dar de fapt erau voi de morți lor. Ce-s mizerile astea, frate? Nivel 4, no. Am plecat și mi-am pierdut singurul meu prieten. Vorba aia, și futut și bătut și cu banii luați. Aproape că am intrat în depresie. Până când am dat acest push de level 6. Level 6. Yeah. Era ok, mi-a trecut depresia când am văzut ce bestie am. Pe dracu, că am dat de bulangiul ăsta. Era șansa să-l provoc. Dar ceea ce nu am știut e că nu știam pe ce s-a apăs în pana mea. Am apăsat pe ce era pe ecran. Degeaba, multă muie. Mai apăs odată, poate se întâmplă ceva. Multă muie. Hai că poate nu a luat jocul cont acum a trebuit. Multă muie. Și tot așa fratele meu ne jucam ca proștii. Îl urmăream de credea că îi dau bully și se speria de mine. Pentru prima dată în viață am fost și eu alături de cineva. Bine, hai a doua oară. Că celălalt m-a părăsit. Sau era același? Nu știu, văd la montaj bag ceva. S-a întunecat. Noaptea friguroasă a venit. Am pornit căldura în interior și mi-am zis gata. E rândul meu. Nu se mai poate. Ori provoc, ori o să murim cu toții. Și m-am dus. Where? Where the fuck? Ok. Se poate, se poate, se poate. Pedal to the metal, scria pe piciorul meu. Situația era cam de rahat pentru el, pentru că am preluat conducerea, însă nu era totul gata. Nu. Oricând se putea întâmpla vreo calamitate și să mor. Ok. Pot să supraviețuiesc? Mi-am dat eu challenge? Dar nu s-a întâmplat din fericire. Am câștigat pentru moment. Yes. Understandable. Nu știu, dăm jeep-ul. Am ales să iau mașina, era ok, dar nu prea. Eram calculat și sigur pe mine, poate prea sigur. Nu știu dacă am făcut o decizie tocmai bună. Încât voiam să-i caut pe ceilalți nevoiași și să-i provoc la luptă, pentru că mă credeam eu mare în sulă, în basculă. Am găsit cealaltă victimă, urma să-l bat de secăca pe el. Cel puțin asta am crezut. No. Și am avut impresia că aici s-a terminat totul. Până când? Final showdown. Treaba stă cam așa. Playerii rămași în viață trebuie să ajungă la un anumit checkpoint pus random. Iar primul ce ajunge, câștigă lozul. Nu-i pasă nimănui. Deci era pe care să pierd, dar a intrat final showdown. Acum e acum, băieți. Eram în panică, a trebuit să întorc băgămea jucura mea. Nu era totul terminat, aveam speranță în mine. Am simțit că se poate. Mi-am întâlnit vechii dușmani cactus și... Nu, sunt pe 2! Și s-a petrecut apocalipsa. Nu! Am zis gata, dar nu, nu era! Mai era un strop de speranță! Dar speranța în final s-a luat. Cel puțin am dat la spin și am luat ceva. Deci băieți, cam asta a fost și aventura. O mizerie totală, nu mi-a plăcut niciodată Battle Royale-ul. Sper să nu mai fiu nevoit vreodată să fac așa ceva. Vă las și vă urez o zi sex. Aveți grijă cu cine vă bateți, că s-ar putea să intrați în copaci. Noapte bună.